există un program de 743 de milioane de euro care se accesează direct de la Uniunea Europeană. Se referă la ocuparea forței de muncă, incluziune și protecție socială, condiții de muncă, nediscriminare, egalitate de șanse între bărbați și femei. Acest program poate fi accesat de autorități locale și regionale, servicii publice de ocupare a forțelor de muncă, organisme specializate în domeniul social, universități, institute de cercetare și ONG-uri. Vă dau un exemplu simplu aici, un program sau un proiect pentru informare și training în orice domeniu, de fapt, până la 3,2 milioane de euro. Termenul limită este 20 aprilie 2010, deci relativ scurt. Și nu există limită de buget pentru proiect. Mai mult decât atât, 90% din valoarea proiectului este cofinanțată de Uniunea Europeană.